Bugetul Consiliului Județean pentru anul 2018 a fost aprobat în unanimitate, deși au existat câteva discuții. În acest an, bugetul Consiliului Județean este de peste 500 de milioane de lei. Total, la venituri, bugetul Consiliului Județean Suceava este 506,3 milioane RON. Dacă scădem de aici cele 135, vedem care este bugetul cu cheltuieli de funcționare și, și de dezvoltare. Dar aici vreau să vorbesc doar de venituri. La cheltuieli. La cheltuieli, bugetul este 536,142. Înseamnă undeva, am făcut un calcul și în euro, cred că depășim circa 120 de milioane de euro ar fi bugetul. Dar la capitolul cheltuieli avem o diferență de 32,8 milioane de lei. Deci acoperim din excedentul pe care îl avem. Cum sunt structurate cheltuielile? 397,8 milioane RON cheltuieli de funcționare, 138,3 milioane RON cheltuieli de dezvoltare, pentru dezvoltare. Dacă scădem banii pentru persoanele cu handicap, cei 135 de milioane de RON, atunci ne rămâne o structură 65% cheltuieli de funcționare, 35% cheltuieli de dezvoltare. Bugetul la cheltuieli în euro, mai exact, este 116 milioane de euro, ca informare. Șeful administrației județene a prezentat și bugetul pe acest an a instituțiilor subordonate. Direcția de protecție a copilului, bugetul, dacă scădem banii care vin pentru persoanele cu handicap, deci pe 135 de milioane, nu vreau să-i pun, în 102,7 milioane de euro bugetul pe anul acesta. La drumul județen, bugetul 112 milioane de euro. Creștere de la 41,9 la 112 este o creștere consistentă. La spitalul județean, aici alocarea pe care o dăm noi este aproape 20 de milioane. Cred că e mai puțin deocamdată, dar avem în vedere până la sfârșitul anului, dacă lucrurile merg în regulă, să completăm. Aparat propriu. Și aici, la aparat propriu, avem și proiectele noi. Pe POR și toate celelalte proiecte, că de aici apare 75,2 milioane de RON, este cu toate proiectele acestea, cu axele, cu Suceava, Iași și celelalte proiecte. Muzeul, 10,1 milioane RON. Biblioteca, 2,9 milioane RON. Centrul Cultural Bucovina, 11,5 milioane RON. Aeroport, 9 milioane RON. Școlile speciale, 11,4 milioane RON. Evidența persoanei, 2,6 milioane. Centrul militar, eu vorbesc oricum și acum, sumele de aveți în anexă noastră. Centrul militar județean, 300.000 de RON. Inspectoratul de situații de urgență, 300.000 de RON. Plate și corp, până în iunie, 11,9 milioane RON.